Generalul Iordănescu îi poate îndeplini visul fiului său. Edi Iordănescu vrea să joace în Ghencea cu FCSB. Anghel Iordănescu a vrut să se convingă că Becali nu se va băga peste fiul său și l-a sunat pe patronul FCSB. Am avut bucuria să îl aud că spune că din punctul lui de vedere Edi va avea mână liberă. Visul lui Edi Iordănescu e să joace cu FCSB în Ghencea. Ce credeți? Am copilărit acolo. Normal, mi-aș dori, bineînțeles. Mi-aș dori să văd un meci în care pe banca stadionului din Ghencea să-l văd pe Edi Iordănescu. Talpan e vinovat pentru scandalul dintre FCSB și Steaua, spune Ilie Năstase. Când am dat contracte cu Gigi Becali era bine și primea bani. Am ajuns ca un colonel să dirigeze niște generali și un ministru de apărări. Vă dați seama unde suntem. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.